Bună ziua și bine ați venit la filiala Cosăzeana a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti din Onești. Suntem la început de an, 2023, este prima lansare a unei cărți pe care o organizăm noi aici la Rosetti în luna februarie. Și ne bucurăm foarte tare pentru că, iată, deși suntem noi ca și instituție într-un proces de reabilitare și modernizare, instituția principală, cea de pe Bulevardul Oituz, Biblioteca Radu Rosetti, a intrat de la începutul acestui an în proces de reabilitare și modernizare, digitalizare, care va dura până la finalul anului 2023. Așa că, pentru a continua activitățile pentru comunitate, avem foarte multe și în acest an, a trebuit să găsim soluții. Avem filiala Cosânzeana pentru astfel de evenimente și Muzeul Municipal de Istorie, unde am făcut o bibliotecă temporară, cu săl de lectură, săl de împrumut, dar și săl IT. Așa că vă invităm, dacă vreți să citiți, avem și fond nou de carte. După cum vedeți, ne îmbogățim, nu ducem lipsă. O carte foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât este scrisă de un tânăr oneștean. Chiar mă gândeam ce sentiment frumos trebuie să ai la 16 ani, să scoți propria carte și să te pasioneze încă de la această vârstă ceea ce faci și să te implici atât de mult. Da, suntem cu toții prieteni, colegi, profesori la lansarea Începuturile Regalității Orientale, scrisă de Victor Plutașu. Un tânăr pe care l-am cunoscut recent, îi cunosc părinții, îi cunosc bunicii și mă bucur că și aceste generații seamănă cu părinții la fel de ambițioși și de implicați. Mai ales că e și olimpic la istorie, ai luat atâtea premii, cred că a venit momentul să scrii și o carte. Cred că ăsta e doar începutul. O să ne spui tu ce o să mai urmeze. Mulțumesc și invitațiilor din această după-amiază, profesori, prieteni și, nu în ultimul rând, colegi. Așadar, am să dau pentru început cuvântul domnului profesor dr. Liviu Neagoie, care a și citit această carte, știe pe Victor, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc lui Victor Plutașu pentru invitație. A scrie o carte în vremuri în care tehnologia pare că limitează mai curând cunoașterea decât o sporește, este în sine un fapt remarcabil. Dar altfel, ce este triumfal într-un debut? Bucuria scrierii, pasiunea pentru istorie, generozitatea subiectului ales, cartea lui Victor Plutașu, scrisă cu forța argumentelor și orgoliul unui tânăr care se știe deja un istoric în devenire, este în primul rând un omagiu adus Muzei Clio. Subiectul cărții este foarte generos, originile regalități orientale. Dar care tânăr a ales să debuteze cu un subiect facil? Există în cartea lui Victor Plutașu un stil care se caută, după cum există mai ales o dorință de a debuta, de a ieși din tipicul concursurilor școlare și de a ne transmite că istoria ne oferă subiecte fascinante. Dacă, așa cum s-a spus, trecutul este o țară străină, a scrie despre trecutul foarte îndepărtat înseamnă a explora un teritoriu despre care avem foarte puține date. Și este sarcina istoricului de a reconstitui fidel trecutul pentru a încerca să răspundă cât mai adecvat provocărilor prezentului. De aceea, cartea de debut a lui Victor Plutașu se citește ca o provocare a unui tânăr istoric despre care vom mai auzi cu siguranță. Vă mulțumesc! Am să invit acum să spună câteva cuvinte și despre carte, dar și despre autor, pe domnul profesor Iulian Budescu. Să așa aplaudăm și pe autor și pe invitați. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi colegi al lui Victor, dragi autorule, îi mulțumesc în primul rând că m-a invitat la această lansare de carte și aș dori să încep cu finalul cărții lui Victor, care sună așa. Vă mărturisesc că nu-mi place să vorbesc despre mine, despre creațiile mele. Simt că nu sunt persoana potrivită.
e doar un fragment din finalul cărții de Victor. Pot spune eu câteva cuvinte, nu-l cunosc prea de mult, îl cunosc de curând, dar uitați-vă un pic la el. Inteligent, tânăr și frumos. O combinație excepțională. Ce își poate dori cineva mai mult de atât? În ziua de astăzi, când nu prea se mai citește, mai ales de către generația tânără, pe suport de hârtie, el a avut curajul la doar 16 ani să scrie o asemenea lucrare. Dacă nu știam că este scrisă de el, această carte, consideram că este scrisă de un profesor cu experiență sau chiar de un autor renumit de lucrări istorice. Dar el este doar un tânăr de 16 ani. Este o carte, am citit-o foarte cu multă atenție, este o carte bine documentată, sistematizată, are grafice comparative și îl felicit pentru rigoarea științifică și are și un oarecare talent literar, ce face cartea plăcută la citit. Trebuie să spun că știu că provine dintr-o familie cu, eu știu, persoane, membri din familie care au activitate în domeniul medicinei. El probabil va deveni un istoric renumit, așa că vă sfătuiesc, vă rog, vă, nu știu cum, încurajez să achiziționați cartea, eu știu, lui Victor, deoarece o să vă scrie o dedicație pe ea, sunt sigur de asta, și peste câțiva ani, peste mai puțin sau mai mulți ani, această semnătura lui Victor va valora milioane. Felicitări, Victor, și ca să combinăm istoria cu tradiția familiei tale în medicina, îmi permit să-ți acord o mică, eu știu, atenție care să-ți aduc aminte de prima carte avansată. Poate să te rog să primești cu mare dragoste din partea mea. Haideți să-și aplaudăm! De ce am acordat această atenție? Fiindcă istoria este o știință a timpului. E un ceas clasic, așa cum apare și el. Și vă spun, el este viitorul Oneștiului, o stea pe cerul acestui municipiu frumos. Mă bucur că te-am cunoscut și vom mai auzi de tine. Felicitări încă o dată! Și felicitări și dumneavoastră care au canalizat să scrie această frumoasă și interesantă carte, începută de Gazeți Orientale. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și noi, domnule profesor Budescu. Aș invita alături de noi și pe reprezentantul editurii Magic Print, editura care s-a ocupat de publicarea acestei cărți. Din partea editurii, doamna Mara Dohotaru. Este? Aici. Ok. Bună. Sunt onorată că am fost invitată. Deci, când am primit volumul Începuturile Legalității Orientale, răspundul mi s-a părut o carte pretențioasă și destul de complicată pentru mine. Mie înainte nu prea plăcea istoria, dar când am citit cartea lui Victor Butașu, mi-a trezit interesul și chiar m-am ambiționat să parcurg. Și imaginez că este foarte mult de studiat, deoarece am văzut la sfârșit o bibliografie amplă de 66 de lucrări. Mi-a plăcut foarte mult, asemenea, conținutul prezentat structurat cu tabele comparative, exemple concrete și concluzii de final. Mi s-a părut interesant să aflu despre o grămadă de lucruri, șercopazi și alte creaturi mitice, descoperiri arheologice, perioada legendară de dinainte de potop, existența miticei planete Nibiru și a regilor sumerieni cu nume de animale, provenind de pe acea planetă, și despre începuturile antichității și politicii mondiale. Îmi doresc să mai am ocazie să mai citesc pe scrisia de Victor Putașu. Felicitări! Mulțumim și noi! Haideți, cred că cu toții așteptăm să-l auzim și pe autor, să ne împărtășească din experiență.
despre cum i-a venit ideea să scrie această carte și ce planuri are. Haideți să-l aplaudăm pe Victor Tuba. Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru prezență, mai ales sau invitațiilor mei care m-au impresionat până acum. Stupefiant discursurile lor, mai ales pentru că avem de față o elevă de clasa a 7-a care a prezentat foarte frumos ca fiind punctul de vedere. Despre mine, ce pot să vă spun? Eu sunt foarte pasionat de istorie, încă din clasa 5-a. Acest lucru îl datorez domnului profesor Victor Giochina, care este în sală și merită un rând de aplauze. Încă din clasa 5-a semestru întâi, prima lecție, m-a fascinat cu stilul de predare extraordinar pe care îl are și acum. Și faptul că este în sală acum emoționează și chiar pot să zic că apreciez foarte mult gestul. De 4 ani, deci, din 2017, din 2019, mi-a venit ideea aceasta de a scrie această carte. O carte destul de complicată ca subiect, dar din punctul meu de vedere misiunea istoricului este de a reconstitui trecutul cât mai fidel, cât mai aproape de adevăr, dacă să ne gândim. Începutul legalității orientale e un subiect deloc abordat de istoria, de istoriografia noastră, de fapt, de istoricii noștri. Și când vorbim despre Sumer și Egipt, ne referim la primele două civilizații. Din punctul meu de vedere, sunt mai mulți factori care îngreunează căutarea adevărului istoric. Istoria este o știință exactă, din punctul meu de vedere. Avem de-a face cu documente, izvoare, scrise, nescrise și așa mai departe. Însă, istoricul trebuie să le analizeze și să își dea cu părerea până la urmă. Speculația istorică nu este o invenție, ceva fantastic, ceva fabulos. E un proces de deducție logică, care pornește de la un temei palpabil, material, izvoarele istorice, și avansează către anumite deducții, anumite ipoteze, teorii. Asta e misiunea istoricului. Totuși, nu putem atinge adevărul absolut. Niciodată. Nimeni, niciun om, cel puțin, nu deține și nu poate și nu va deține niciodată adevărul absolut. Însă, istoricul trebuie să se apropie cât mai mult și cât mai bine de adevărul absolut. Nu-l poate atinge, dar cât mai sus. Și aici intervin mai mulți factori care ne-au bântuit și istoria noastră 200 de ani, sau chiar mai bine de atât. Doi factori care împiedică această ascendență către adevăr. Naționalismul, care trebuie să fie diferențiat de patriotism. Patriotismul este iubirea față de țară și față de neam. Și este un lucru foarte bun, mai ales în zilele noastre. Însă naționalismul este totul altceva. E o diferență foarte fină, o treaptă foarte mică între patriotism și naționalism. Naționalismul deja devine ceva patologic. Deja deviază în xenofobie, rasism, antisemitism și așa mai departe. Și aceste lucruri trebuie evitate pe cât posibil, mai ales de un cercetător științific, cum sunt istoricii. Al doilea factor este ignorarea unor cercetări, unor studii. În manualele de istorie încă se vorbește despre cele două civilizații originale, Sumerul și Egiptul. Din păcate, pentru manualele de istorie și pentru cărțile de istorie, încă din secolul trecut sunt diferiți cercetători, atât străini cât și români, care au adus argumente împotriva acestei ipoteze greșite. Nimeni se crede că civilizația sumeriană și egipteană sunt două civilizații diferite, care s-au dezvoltat în paralel, independent una de cealaltă.
este o ipoteză falsă. Au foarte multe legături între ele și eu nu am adus, nu am inventat, nu am propus pentru prima oară această teorie. Eu, cartea mea, are rol doar de a o întări. Mircea Eliade, de exemplu, un cercetător român care nu mai merită, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a scris că civilizația sumeriană a influențat direct civilizația egipteană, iar Egiptul a devenit civilizație abia după influența sumeriană, care a provocat o mutație. Chiar acest cuvânt îl folosește, mutație. În ce sens? În sensul în care populația egipteană, neolitică, nu avea cum, din punct de vedere științific, matematic, să atingă stadiul civilizației fără o influență străină civilizatoare. Asta este unul dintre subiectele principale din cartea mea, pe care l-am tratat, și eu am adus doar câteva argumente în plus la această ipoteză, deja expusă secolul trecut, de mai mulți cercetători. Eu nu o să vă enumăr acum argumentele sau așa, pentru că le găsiți în carte și nu are rost, dar trebuie să vă spun neapărat că sunt 7 domenii, 7 sectoare ale civilizației sumeriene, care, egiptene, scuzați, care sunt influențate direct de către sumeri. Și aici putem include religia, mitologia, politica, societatea, economicul și așa mai departe, toate acestea explicate în carte. Când vorbim despre începuturile regalității orientale, vorbim despre aceste două regiuni, Sumerul și Egiptul. Aceste două regiuni care au evoluat în paralel, dar legate una de cealaltă. Civilizația egipteană a devenit civilizația abia după influența sumeriană. Și aici este o explicație foarte simplă. Area cuprinsă între Europa, Nordul Africii și Orientul Mijlociu, de aceste granițe, pornește de la un nucleu sumerian, civilizator. Ca să facem o paralelă cu istoria Universului, ca un Big Bang. Cam așa a fost apariția civilizației sumeriene pentru regiunea amintită. Un Big Bang de la care a pornit toată civilizația, un punct civilizator primordial de la care a pornit tot. Și eu în carte, tocmai asta vreau să demonstrez. Și aduc mai multe argumente, este o încercare de a demonstra această teorie și m-aș bucura ca anii următori sau decenii următoare să mai vină autori care să mai aducă alte argumente pentru a evidenția această teorie și mai mult de atât. Când vorbim despre civilizația noastră, civilizația occidentală, putem să trasăm o linie către civilizația sumeriană. Evident că influența este indirectă. A trecut prin mai multe filtre de-a lungul mileniilor. Avem Sumerul care a influențat întreaga Mesopotamie din primele secole, mileniul al treilea. Acadienii, asirienii, amoriții, toți au preluat cultura și elementele de civilizație sumeriană. Este demonstrat. Avem orașul stat, avem scrierea cuneiformă, avem sistemul social, da, clasele sociale. Avem multe lucruri care ne demonstrează acest lucru. Însă, din Mesopotamia, civilizația s-a extins și sumerienii au iradiat peste tot. În primul rând, foarte important pentru noi acum, este influența pe care a avut-o Mesopotamia asupra Anatoliei. Anatolia, Turcia, Siria de astăzi. Unde locuiau populația indo-europeană, hitiții, care au preluat elemente de civilizație mesopotamiană. De exemplu, vă dau Pampus, de exemplu. Acea adunare politică a nobililor hitiți, care vine, este o urmașă a adunării bătrânilor din orașele state sumeriene. Sau, dacă ne raportăm la mitologie, avem o mulțime de zeițe feminine în religia, în credințele hitiților. Ceea ce nu este deloc caracteristic unui popor indo-european, cum sunt hitiții. Ei aveau la origine un cult solar. Și abia după influența sumeriană, mesopotamiană, care are și aspecte matriarhale, abia apoi începe și la hitiți, la indo-europeni în general, să apară aceste zeități feminine.
Și al treilea lucru, foarte important și definitoriu din punctul meu de vedere, sistemul cuneiform de scriere. Hitiții au folosit, chiar dacă vorbeau în limbă indo-europeană, au folosit sistemul cuneiform împrumutat direct din Mesopotamia. Deci vedem clar, și cum spune și Neagu Giovara, că putem integra cultura hitită sau poporul hitit în civilizația mesopotamiană. Ei, Anatolia, deci, a fost iradiată, așa, de cultură și civilizație mesopotamiană. Aici ne despărțim în două direcții. Avem, în primul rând, geocretanii, care sunt de origine asiatică, după cum spuneam, și au venit în Creta, în insula Creta, de la, și au format civilizația minoică, se numește. De aici pornește întreaga civilizație a Greciei antice. A doua direcție sunt etruscii. Și Herodot, care e primul istoric, considerat părintele istoriei, a spus că un grup de lidieni din Asia Mică a migrat de acolo până în Italia. Nu știm dacă această poveste este tocmai adevărată, dar cercetătorii secolului trecut au demonstrat cum civilizația, cultura etruscă, să zicem, are clar aspecte orientale, deci sigur din Anatolia. E, de la etrusci, romanii au luat urbanism, modelul cetății, care evident de inspirație orientală. Și vedem cum grecii și romanii, ambii, pornesc de același punct, din Anatolia. Civilizațiilor, de fapt, nu poporul, nu putem vorbi aici de etnie. Etnia este cu totul altceva și cu totul altă discuție. Noi vorbim despre civilizații și culturi. Civilizația greco-romană, dar civilizația antichității europene, se are la origine și Orientul Antic. De la această civilizație pornesc două mari civilizații în Evul Mediu care au dăinuit secole de-a rând. Civilizația occidentală în vestul Europei și civilizația bizantină sau creștină ortodoxă, cum se mai spune, la noi în estul Europei. Deci vedem, noi de 100 și ceva de ani suntem în civilizația occidentală și noi români. Vedem cum indirect se poate trasa o linie, un fel de genealogie a civilizațiilor, de la din care pornim din Sumer și ajungem până în zilele noastre. Influența este, evident, vă repet, indirectă, dar nu o putem nega. Iar despre legalitatea orientală sunt foarte multe de spus și foarte multe am scris și în carte. Nu pot să acopăr într-o carte de 186 de pagini tot ce se poate spune. Este doar una dintre micile capitole, ale unul dintre micile capitole ale subiectului acesta. Pe mine m-a fascinat încă de acum 2-3 ani faptul că primii regi și din Sumer și din Egipt au purtat nume de animale. Și o să v-am exemplificat și grafic în carte. În Sumer avem lista regilor sumerieni, care este documentul principal de unde ne documentăm despre lista regilor, despre dinastiile de regi care au domnit în orașele state. Avem acolo primul rege al Ulim. Jacobson, care e un orientalist danez, a spus că On Ulim înseamnă limba sumeriană cer. Deci era într-un fel regele cer. Apoi avem o întreagă dinastie de regi închiși, care e un oraș stat sumerian, Kalibum, Kalumum, Zakakip, mă rog, nume mai ciudate, dar dacă le traducem, ele ies așa. Kalibum înseamnă câine, Kalumum înseamnă miel, Zakakip înseamnă scorpion, Avium, Marta înseamnă ambele gazelă. Deci vedem cum în Orientul Antic, mai ales la primele două monarhii din istorie, cea sumeriană și cea egipteană, cultul animalelor este pregnant, dar e foarte, foarte important. În Egipt, la fel. Este o foarte mare greșeală când spunem că regalitatea în Egipt a început cu Narmer, primul faraon, cu dinastia I. Acela este regatul. Trebuie să facem clar o distinție între stat și forma de guvernare până la urmă. Unul este regatul, altul este regalitatea. Egalitatea egipteană este mult mai veche decât prima dinastie de faraon și mult mai veche decât faraonii. Chiar Narmer, primul faraon, înseamnă Som Fioros. Som, adică acea specie de pește. Dacă ne uităm la perioada de dinainte de faraon, adică perioada prefaraonică, cultura Nakada III se numește, în termeni mai egiptologici, să zicem așa,
avem o întreagă dinastie de regi care purtau nume de animale în Egiptul de Sus, adică în partea de sud a Egiptului, unde avem iarăși câine, avem scorpion, avem barz, avem leu și mai departe. Pe mine m-a fascinat faptul că avem doi regi comuni, și anume câine, avem și în Egipt și Calibumul din Sumer, avem scorpionul din Egipt și Zakakip în Sumer, și sunt lucruri fascinante care nu se predau la școală. Ar fi fost, nu, nici nu se predea la școală, dar măcar să avem o idee despre originile civilizației până la urmă. Noi suntem o civilizație, noi constituim cu toții o civilizație și trebuie neapărat să avem o idee măcar despre trecuturile noastre. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și mă bucur că sunteți astăzi prezenți. Felicitări, Victor, și ce să zic, ne dorim cât mai mulți tineri ca tine și din toate domeniile și cel mai important e să mai și rămână pe aici, nu să plece și să se stabilească în alte orașe. Între timp a ajuns și domnul profesor Stăcescu, pe care îl atât domna. Haideți să-l aplaudăm. Constantin Stăcescu, pe care îl invit să spună câteva cuvinte. Vorbiți de unde doriți, că ne înțelegem. Da. Bună ziua, în primul rând, scuze încă atât pentru întârziere, a fost fortuită. Nu știu ce au spus colegii mei, am ascultat probabil cam tot ce a spus Victor, adică în ultimele 15 minute. M-a onorat această invitație și vreau să vă spun câteva cuvinte așa cum le văd eu și în caz nu mai pierd vremea, vreau să fac câteva pasă generale mai despre autor. Mie îmi pare mai important când în spatele oricărei cărți este autorul. Și apoi despre lucrarea propriu-zisă. În start nu mi-am propus, pentru că nu sunt specialist pe orientolog și nici nu m-a pasionat perioada mai veche de 3000 de ani, decât dacă vorba de Iliada și de Odiseea, să vorbesc despre ce am înțeles eu din carte și m-am gândit că poate cel mai bine ar fi să fac o analiză legată de cum se întâmplă de obicei când se face susținerea unei disertații sau unei teze de doctorat. Adică am încercat următor ca să înțeles care este cheia în care am să vorbesc. De obicei există o comisie la doctorat, care primește lucrarea și face un referat pe care îl citește în public. În mod normal, autorul trebuie să cunoască ceea ce se spune înainte de aia, deci ar fi trebuit să-i fi timid lui Victor, dar de-abia seara la 12 noapte am terminat cât de cât ce am avut de zis. Adică o să vedeți. Am și ceva la final pentru. Bun. Fără să încerc să parafrazez exponarea de frumoase cuvintele domnului Pilip Povățeanu, mai rar, acum pe care îl salut, mai rar avem în spațiul românesc, după decembrie 1989, oameni cu un asemenea talent nativ, harnici și care vor să facă treaba. Ăsta este adevărul. Nu putem spune că da, afară pe la noi două de excelență în intelectualitate și cu atât mai mult ca la 16 ani, ca să înțeleg. Eu n-am publicat nicio carte până acum, sau mă rog, 10 pagini într-o broșură cu domnul Neagoeiu, acum nici mai știu când, 20 de ani. Așa că, cu atât mai meritor este încercarea de a face treaba asta pe o temă și putea fi înfiorător dificil. Ăsta este adevărul. Pentru cine cunoaște cât de cât s-a introlat în subiect, această tematică a originelor, cu atât mai mult că este o limbă ciudată, că este rară, că este foarte departe, este greu, nu? Și cu toate acestea și-au sunat un curaj pe care eu sincer nu l-aș fi avut să scrie așa ceva la o vârstă atât de fragedă. Da? Pentru că trebuie să ne asumăm că totuși vârsta înseamnă că n-a avut timp să acumuleze tot felul de lucruri pe care eu sper, convins și cu siguranță ne va demonstra în anii următori că, cum să spun, sper ca plecarea spre istorie să nu-i dispară cu termenul liceu, să ajung un mare cercetător și să facă cinste oneștului, familiei și să tot continue așa, pentru că avem nevoie. Da. Prin urmare, nu pot decât să felicit și să-i spun să funcționeze tot așa. În altă ordine de idei,
În general, fără să spun că cunosc foarte multe susțineri de lucrări de ditație sau de grad de doctorat, în general, acolo este tehnica sandwich. Spui ceva bine la început, dacă ai ceva de criticat la mijloc și iarăși ceva bine la final. Așa că, așa de bine, la, în sensul în care nu am să fac acum, practic, nicio referire legată de, să spunem, partea istoriografică. Dacă s-a mers foarte mult pe toate sursele cele mai noi, care puteau fi accesate online sau că, na. Mă interesează partea de acribie în sensul de la formă, deci lucrarea carte tipărită și apoi câte detalii legate de note de subsol, bibliografie, adică lucruri care, cu siguranță, ca un cercetător deja autentic, pentru că mi-a pus întrebarea, câți studenți la facultate de istorie care sunt în pragul de a scrie lucrarea de licență ar fi în stare să facă ceea ce a făcut Victor? Și răspunsul este că probabil nu prea mulți. Asta după ce au terminat un liceu și au făcut 3 ani de facultate. Deci cu atât mai meritoriu este, iarăși un curmerit pe care îl are, dar pentru că este vorba de o lucrare publicată, asumată, care se găsește și pe academia.edu, pusă la dispoziție gratis de către autor, că m-am zis și ca să-mi fac temele. Haideți să vedem ce am găsit, sper să nu vă plictisesc. Eu mi-am notat așa cam câteva aspecte legate de partea de redactare, bibliografie și de grafic. La un asemenea volum, în sensul în care fondul este destul de mare și generos, un volum de 66 de lucrări pentru unul de 186 de pagini este mai mult decât meritor, este chiar onorabil. Și ce am spus, că lângă moștri sacri, gen Constantin Daniel sau alții publicați din limba română, specialiști în orientalistică la noi, chiar dacă sunt mai vechi, m-am bucurat să văd și că sunt și lucrări străine, mai ales în germană. Și chiar am remarcat că dacă vrei să îl îndemni spre ceva, deși sfaturile trebuie cerute și nu date înainte, acum știi când am multe limbi străine, ar putea să-ți asiguri un avantaj competitiv în domeniul în care lucrezi, atât de limbi care se vorbesc acum, cât și de cele care sunt clasice sau moarte, dacă ăsta s-o fi domeniul în care te dorești să te îndrepți. Și n-aș pierde vremea, ca să spun așa, n-aș aștepta să ajung la facultate ca să mă apuc de subiect. Asta așa ca o remarcă. Iarăși un aspect care poate fi văzut în multe, în două chei, depinde de punctul de vedere pe care îl avem. Din cele 66 de lucrări citate, în 37 de lucrări, unde sunt citate doar o singură dată. Dar ca să citezi o lucrare o singură dată, adică să folosești o singură informație, trebuie să citești toată cartea. Adică, ca să înțelegeți foarte clar, probabil undeva între 35% din ce material a folosit, poate chiar mai puțin de 3%, autorul Victor Tașu a folosit în carte. Da? Pentru că, ca să ajungi să pui sita, să vișeni la ceea ce a făcut el, trebuie să citești foarte mult în locuințele în care este elev, are examene, are excelență pe programul de istorie și vrea să facă pe toate și să aibă și timp să mai citească o literatură extrem de complexă. Prin urmare, iarăși este cu atât mai meritor. Ce mi-am mai notat? Legat de partea care chiar a spus-o la final, pentru că pe mine m-a frapat, eu n-am auzit până când nu ți-am citit lucrarea despre Sherpa Pars. Recunosc că asta m-a frapat, dar bine, e o chestie care ține de... Bun, este partea legată de sigiliul în care tu spui că domnul Daniel Constantin confundă. Ei, aici aș fi un pic mai nuanțat, în sensul în care nu l-aș bănui de neștiință pe marele orientalist, mai ales că spune poate. Da, pe de altă parte, nu exista nici această știință, mai ales că acolo se referă la partea ca mai grabă de animale monstruoase decât de șerpopaz. Șerpopaz este un pormantou, un termen mai modern, prin care se îmbracă realități mai vechi. Și el nu avea o certitudine, pentru că m-am uitat cu atenție. În cele două imagini pe care le-a postat în carte, una are copite, cealaltă are ghiare. Da? De asemenea, cartușul care se găsește și chiar și pe Wikipedia, acela bastu foarte frumos, din urmă este iarăși cu ghiare, care seamănă cu ce ai pus tu. Mai mulți autori, inclusiv cel de pe Khan Academy, confirmă și în alte articole ceea ce spui tu. Ceea ce înseamnă că ai dreptate, dar pe de altă parte a avut grijă autorul să spună poate. Da? Da. Tinerețea și încă ceva, asta este de bine. Chiar și dacă greșești, e mai bine să-ți asumi cu curaj că poate greșești, dar măcar îți asumi părerea ta, decât să tot spui cu minte ceea ce s-a spus zeci și zeci de ani și s-a tot repetat. Deci, e bine să ai curaj în viață decât să-ți fie frică. Mai departe. De exemplu, sunt lucrări pe care doar pe internet le-ai putut găsi, adică n-ai avut cum să le accesi fizic,
o sugestie, poate fi bine să pui și adresa de unde ai luat, nu doar ca tip lucrare, în sensul să apară adresa exactă, data consultării și ce mai este pe acolo. Pur și simplu câteva la sugestii. Da? Trec peste... Da, nu sunt de acord cu ce ai spus că este mai veche cea cu doi câini cu nameri, pentru că sunt în același sit și sunt amândouă cam în secolul 30-32, 32-30 sau anul 3100, deci sunt cam la fel, e greu de datat. Bine, un egiptolog care pune carbon 14 s-ar putea să deschidă misterul, dar eu n-am găsit că este unul mai vechi decât celălalt. De asemenea, legat de domnul Magnus Gheorghe, da? Mi-a plăcut că ai o singură frază care folosești de trei cărți diferite ca să spui o singură frază. Vă dați seama ce efort de a corobora trei surse diferite ca să-ți iasă ceva coerent. Mi se pare ceva extraordinar. Să poți să faci la 16 ani așa ceva, asta e ceva care se face acum destul de rar. Dar acea lucrare a lui Sahlin, Institutor Zec, nu prea este de găsit și aia e mai degrabă o lucrare pe care nu ai citit-o, ci ai citit în Kers, în Mandix, lucrarea, și atunci nu este o lucrare care se pune la bibliografie, trebuie să pui cu apot. Din lutare, pentru că nu ai citit-o de fapt și atunci cred că așa se procedează, este posibil să mă înșel. Ce am ar fi aici? Și am spus că apreciez foarte mult cu editul la proprietate intelectuală, mai ales în lumea care trăim, că nu recunoaște de biolog informații, toate cu inclusiv pe aia, chiar și dacă este vorba doar de o frază. De asemenea, la pagina 166, ca să vin și cu ceva la care chiar am muncit destul de mult să-mi dau seama, ai folosit la bibliografie la Jürgen Schatten lucrarea care se referă la, mă rog, cantata operului Yas Alma. Uitându-mă cu atenție, am găsit-o pe LibGen și am descărcat-o și o chiar dacă în germană. Și, de fapt, lucrarea nu-i aparține nici lui Schatten și nici lui Asman. Lucrarea aparține lui Schobel Hermann din 2006. Îți aduc și facsimilul de pe Google Scholar. Rog, bine, nu, ca să-l ai pentru că pentru el, cam asta e părerea mea. În sensul în care, de acolo, este din acea lucrare în 2006, este și acel animal, pentru că atunci am citat exact în lucrarea, l-am și bodit ca să-l vezi. Este exact pasajul cu acele cartușe. Da, adică am vrut să văd dacă este exact de acolo. Asta pe partea de ce am observat legat de acribia legată de note și este pe acolo. Ca să nu mai lungesc prea mult vorba și intervenția mea, nu mi-am propus, să repet, și am spus cum am zis de la început, nu mi-am propus să analizez partea de regalitate și așa mai departe. Cu scuzele că s-ar putea să repet ce au spus colegii mei, ca simple observații finale ale intervenției mele, momentul în care văd o lucrare de începutul regalității orientale, am înțeles acum, dar mai puțin din carte, pentru că Victor nu și-a asumat o introducere proprie, poate ar fi fost bine să se asumi și o introducere proprie, care este delimitarea câmpului tău de cercetare? Ce anume ți-ai propus de la început? Ca să știm, să vedem un fel de fir roșu al lucrării, pentru că citind lucrarea este un pic mai greu de urmărit dacă nu-l spui. De exemplu, mi-a fost mult mai clar ce vrei să faci în care când ți-am ascultat intervenția, era bine să apară și în scris și asumă-ți, pentru că, oricum, totul la introducere se face la urmă și este bine. Nu pot decât să te felicit pentru ceea ce ai făcut. Este un travaliu intelectual uriaș. Este o dovadă unei puteri de muncă fantastice, a unei minți care scormănește în căutarea dovezilor, care face analiză permanent comparativă și care are un viitor să începem în față. În urmare, nu pot decât te felicit, îți urez succes în toate. Domnul profesor Căcescu și îl invităm și pe domnul profesor doctor Bogdan Romandaș. Sunt trei aici, ca să fiți mai. Da. Să ne spune bună ziua și bine v-am găsit, să lăsăm din nou pe Victor. Mă simt într-adevăr onorat să particip astăzi și să fiu alături de Victor. Recunosc că am fost invitat, dar am venit astăzi, am venit în special pentru Victor, fiindcă îl cunosc de aproximativ, să spunem, un an și ceva, da, de puțin timp. Și dacă astăzi mă aflu aici, și este datorită faptului că Victor este un tânăr pasionat de istorie, cu perspective foarte frumoase în acest domeniu, și am zis că ar fi fost nefiresc să nu fiu prezent. Înainte de toate, aș dori să-l felicit pentru această carte și haideți să mai aplaudăm o dată. Când am văzut această carte, știam de proiectul lui Victor de a scrie o carte, de dorința lui de a scoate o carte.
Recunosc că mi-a plăcut, când mi-a dat cartea, de la început mi-a plăcut și coperta. Și aș vrea să-l felicităm și pe autorul coperții, pe domnul Ovidiu Plutașu. Ca de șoară! Mi s-a plăcut una dintre coperțile cele mai frumoase artistice originale pe care am văzut-o în ultima vreme la o carte și am fost așa puțin curios pe această reușită, să spunem, și pe această reușită în ceea ce privește coperta cărții, pe care eu o găsesc foarte, foarte frumoasă. În ceea ce privește pe Victor, în momentul în care vorbim despre Victor, i-am și spus la început, mai ales că Victor, în discuțiile noastre înainte sau în timpul întrunirilor de la grupul de istorie, unde el este mai mult decât implicat, i-am zis, aș fost firesc când pregătea această lansare, aș fost firesc, i-am spus, să fie invitați în primul rând cei care au scris prefața. Poate eu, care, de exemplu, nu am avut un cuvânt de zis sau nu am scris nimic la prefață, i-am zis, poate ar fi firesc să vorbească astăzi la lansarea cărții și cred că vor vorbi, fiindcă văd anumite persoane prezente aici. Poate la prezidiu să fie aceste persoane care au scris la prima carte a lui Victor. Este prima carte. Este primul pas, am putea spune, va fi prima lui iubire literară. Fiindcă de regulă, prima carte, nu, pe care o facem, este munca o primă iubire, vom ține cel mai mult la ea. Eu nu am să intru foarte mult, să spunem așa, în analiza acestei cărți. Cred că ar fi și nefiresc să fac acest lucru, să analizez cartea lui Victor, fiindcă, așa cum s-a spus până acum, Victor este un tânăr. Fiind prima lui carte, este proiecția lui, este firesc să aibă anumite linii după care el s-a condus. Dar în același timp sunt sigur că peste câțiva ani, 2, 3 sau mai repede, Victor își va citi propria carte altfel, cu alți ori. El va descoperi, poate atunci, peste 2 ani, dacă vă lăsa așa puțin mai rece, o altă lume. Și va privi într-un mod, eu sunt sigur, altfel, ceea ce el a scris acum. Iar eu sunt sigur că această proiecție a lui, da, asupra primei lui cărți, va fi una, să spunem așa, mai mult decât interesantă, fiindcă nu ca la când facem lectura unei cărți, dacă o mai citim, prima dată avem o impresie, ne facem o impresie despre personaje, despre intrigă, dar dacă o mai le citim după 2-3 ani, găsim de fiecare dată lucruri noi, lucruri pe care nu le-am descoperit, nu? La prima lectură. Așa că eu sunt sigur că Victor va realiza cu această carte, pe care o vedem noi astăzi și pe care o parte dintre dumneavoastră ați și citit-o. Ce aș fi de spus? În primul rând, eu n-aș vrea să subliniez aici calitățile, să spunem așa, olimpice a lui Victor, fiindcă nu pentru asta le-am întâlnit. Nu ne-am întâlnit asta să vorbim, nu, neapărat despre succesele lui în domeniul școlar. Victor se înfățișează astăzi ca un autor, nu cum el și scrie, nu, este un autor, ci ca un, să spunem, viitor istoric. Niciodată nu știm ce va duce, ce ne va duce viața, ce va fi peste 10 minute, peste un an, peste 2 ani. Este posibil ca acest drum, care pare bine conturat acum, de viitor istoric, la un moment dat, într-o răspântie, să fie spre un alt domeniu. Nu avem nimic. Dar deocamdată acesta este drumul pe care Victor și l-a ales, în ceea ce privește cartea, ca să trec la conținutul cărții. Victor ne-a și spus, a ales acest subiect, nu? Fiecare dintre noi începe, nu? Să spunem, un studiu mai amănunțit, să spunem, al istoriei cu Orientul Antic. Nu? În clasa 5-a, cine nu-și aduce aminte, mai ales înainte de 89, erau niște canale foarte interesante și foarte frumoase cu aceste lecții în această zonă. Ar fi fost, poate, nefiresc ca Victor să nu înceapă, mai ales că fiind la început de drum, să înceapă chiar cu începutul istoriei. Nu? Că la început a fost sumer. Și a propus un proiect cu arhitectură foarte, foarte complexă, în care a încercat să definească cum a început, de fapt, civilizația umană. Nu că despre asta este vorba. Și să găsească această linie, spun eu, pe care el ne-a prezentat-o, între impactul pe care l-a avut civilizația sumeriană, respectiv ulterior civilizația egipteană și după aceea civilizația europeană. Cuvântul sumer vine din limba acadiană, înseamnă pământul regilor civilizați. Așa s-ar traduce sumer. Iar în ceea ce privește denumirea pe care și-o dădeau sumerienii despre ei, ei spuneau poporul capetelor negri. La fel cum egiptenii spuneau chemet, adică tot negru. Este începutul civilizației, iar
Harari spunea un lucru foarte interesant despre Sumer. Este posibil să fie existat și alte civilizații înaintea Sumerului, dar noi știm că Sumerul este prima civilizație, fiindcă Sumerul a lăsat o istorie, datorită scrisului. Fiindcă Sumerul, ce are un plus față de civilizațiile contemporane, este scrierea cuneiform. Iar civilizația sumeriană și-a păstrat, să spunem așa, acest tezaur istoric, tocmai prin tăblițele sumeriene, pe care noi astăzi le cunoaștem, o mare parte dintre ele. E motivul pentru care noi astăzi spunem că Sumerul este prima civilizație și locul unde a apărut civilizația, tocmai datorită apariției scrisului, care ne scoate puțin din legenda istorică și ne duce în zona, să spunem așa, izvoarelor istorice. E motivul pentru care putem găsi foarte multe, și Victor aici are perfectă dreptate, când găsește și spune că Sumerul este la originea anumitor civilizații. Aș vrea doar să spun că ne-a vorbit despre primii regi sumerieni. Cunoaștem că primii regi sumerieni nu trăiau, nu aveau vârstă așa cum avem noi astăzi. Adică primul rege sumerian pe care a pomenit Victor a avut o domnie, ne spun textele, da, sumeriene, de 28.000 și 800 de ani. Istoricii sunt totuși uimiți de această lungime, da, 28.000 de ani. Al doilea rege sumerian a avut o domnie și mai lungă, de 36.000 de ani. Astfel încât s-a și spus că domnia primilor doi regi sumerieni cuprinde un timp istoric astăzi care pare puțin de speriat, aproape 64.000 de ani. Mulți istorici au spus că e posibil chiar să fi domnit atât. Da, adică este posibil, așa cum nu acest cuvânt a fost accentuat și de domnul profesor Stăcescu. Un alt punct comun pe care l-are Sumerul cu civilizația noastră ar fi poate mitul poporului. Da, mitul potopului, ca să îmi exprim mai exact. Mitul potopului care îl regăsim și în civilizația sumeriană. Astfel, Noie îl avem în personajul Atrasasis. Da? Un personaj care este, face parte din, să spunem așa, primii oameni. Iar mitul potopului este păstrat și în tradiția sumeriană. Și ni se povestește foarte frumos, ca să spun așa câteva cuvinte, acest potop pe care îl găsim noi în tradiția creștină și tradiția ebraică, cum la un moment dat pământul în tradiția sumeriană era locuit doar de zei. Ei, la un moment dat zeii munceau așa de mult, încât s-au dus la zeul șef, ca să spunem așa, e vorba de Enlil, îl chema, și a spus, muncim prea mult, trebuie să ne ajuți. Și atunci Enlil a vorbit cu zeița Mami, care era zeița nașterii, care împreună cu un zeu al înțelepciunii, Enki, au creat primii oameni. Se spune că primii oameni din tradiția sumeriană au fost creați din pământ și sânge. Au fost creați 7 bărbați și 7 femei. Cu timpul, acești oameni s-au înmulțit, numai că au început să facă prea multă zarvă. Iar Enlil s-a supărat. A făcut un consiliu al zeilor și a spus, trebuie să-i pedepsim pe oameni. Sunt prea mulți și fac prea multă gălăgie. Și au luat decizia să vorbească cu zeul furtunii, este vorba de zeul Arzu. Acest zeu se spune că era un vultur cu cap de leu. Da, avea o imagine apropo de imaginea animalelor. Și se spune că a zgâriat norii și a produs primul potop, iar, să spunem, primul om Atarsis a fost scăpat de zeul Enki, care i-a trimis acest fapt să facă o corabie rotundă și să ia din fiecare animal câte o specie. În momentul în care au aflat zeii că au scăpat oameni, fiindcă doreau să stingă, să spunem așa, rasa umană, s-au supărat. Numai că zeul Enki a pus o vorbă bună pentru primii oameni și atunci s-a spus că s-a ajuns la un prim compromis divin. Adică zeii s-au împăcat, dar au spus în felul următor. În loc să mai trimitem un potop, o să trimitem un leu să-i omoare pe oameni. În loc să mai trimitem un alt potop, o să trimitem un lup să-i omoare pe oameni. Și ultima chestiune, au spus, în loc să mai trimitem un potop, o să trimitem foamete și război. Astfel încât să nu mai fim noi implicați, dar direct, în ceea ce privește zarba făcută de către oameni. Acest mit al potopului pe care îl găsim în tradiția sumeriană, bineînțeles că îl găsim și la, nu, în tradiția noastră creștină, Noie, dar găsim și la, să spunem, în tradiția islamică, este vorba de Nuh, personajul, care este la fel sinonim cu Noie. În ceea ce privește, Victor a subliniat această idee că primii regi sumerieni nu au nume de animale. Poate că ar fi fost nefiresc să nu fie așa. Impactul totemic asupra societății în perioadele antice, și am putea spune până în Evul Mediu, a fost unul destul de puternic. În perioada antică,
oamenii încercau să, nu, să translateze și să preiau anumite din virtuțile sau, cum să spunem așa, anumite calități pe care le aveau oamenii asupra lor. Și am să dau aici doar câteva exemple, cel puțin și în tradiția egipteană, zeii au chip de animale, da? Hator, care este o vacă, Anubius, care este un șacal, și mai târziu, chiar în tradiția medievală creștină și în tradiția de început a epocii medievale, găsim personaje istorice la fel care au nume de animale. Mai puțin, dar dacă le căutăm etimologia, de exemplu Artur, da, care înseamnă urs, da? Cine m-a auzit de legenda Sfântului, de legenda nu, Mesei Rotunde și cu Artur. La fel avem și orașe care preiau acest totem, este, să spunem, e vorba Berlin, care înseamnă tot urs. Iar în ceea ce privește tradiția medievală, sunt conducători care își iau din, să spunem așa, virtuțile acestor animale, dacă ne gândim doar la Richard, inimă de leu, da? În sensul că ei preiau. Și în ultima instanță, chiar în viața noastră cotidiană, să spunem, animalele sunt deasupra noastră, asupra umărea dintre noi, dacă ne gândim la zodiac. Fiecare dintre noi, nu suntem numiți, suntem născuți într-o zodie, zodia racului, zodia scorpionului, zodia taurului și uneori nu spunem că ne asemănăm, nu? Sau avem anumite, să spunem așa, asemănări cu animalul care domină zodia respectiv. Victor a făcut un exercițiu, un prim exercițiu, din punctul meu de vedere, foarte frumos. Cred că și este indicat să continue pe acest drum, iar eu sunt sigur că el așa va face, ar fi păcat să nu facă. Este un început frumos, este un început, să spunem așa, consolidat. Și eu sunt și de-abia aștept, ca să spunem așa, în următoarea lui lucrare, să vedem ce zonă, domeniu istoric va ataca, după Antichitate, după Orientul Antic, nu poate că va urma Evul Mediu sau acum suntem în epoca modernă, eu sunt sigur că Victor o va lua într-o chestiune graduală, mai ales a civilizațiilor istorice. Încă o dată felicitări, te felicităm cu toții și te așteptăm. Foarte interesant ceea ce a spus domnul profesor doctor. Înainte de a socializa, de a începe sesiunea de autografe, dacă este cineva care dorește să spună câteva cuvinte, haideți să lăsăm pe domnul profesor Ciochină, care a și fost printre primii mentori ai lui Victor și apoi vă să vă dau. Mulțumesc. Domnul profesor, haideți! Da. Vă mulțumesc. Mă simt oarecum vinovat de serviciu. Uneori m-am întrebat dacă prevind această nobilă știință cu prea multă pasiune, nu schimb destinele unor copii. Pentru că vor dori toți să devină profesori de istorie. E adevărat, foarte mulți au ales să iubească istoria și să o studieze extra-profesional. Dar câțiva, puțin, să spunem ce aleși, chiar a devenit profesor de istorie. Aș spune că printre acestea numără și Victor și o să vă relatez un fapt foarte interesant. Mulțumesc, mă număr și eu, că mi-a fost profesor. Și eu. Vreau să vă spun că în fiecare generație am avut copii deosebiți, minunați. Destinul a făcut ca ultimii doi ani de profesorat cel mai minunatele pe care am dorit să fie Victor. Nu mă străbea din ochi. Deci urmărea toată gestica, mimica, însorbea fiecare cuvânt. Mai mult, mă bombarda cu rugămintea de a-i încredința sarcini de muncă, de a face referate la fiecare oră de curs. Nu exista lecție la care el să nu ia cuvântul, să nu completeze, să nu ne ajute, să nu dea răspunsuri adecvate. Era pasionat de toate temele istorice. Practic, pot să spun, ca să îl citesc din lucrare, demise ochii și urechile profesorului, așa cum în Egipt vizirul era ochii și urechile faraonului. Această dorință a lui organică de a discuta, de a vorbi, de a învăța, de a explica, s-a transformat într-un nemaipomenit de mine și anume, la rândul lui, a devenit profesor pentru un grup de copii care s-adunau la grădinița SMART.
Și l-am întâlnit de mai multe ori acolo, în special în sezonul călduros, pe fața grădiniței, pe peruza respectivă, prezentându-le teme din mitologia sumeriană, egipteană, reci din dinastiile pre-faraonice, să spun așa. Eram uimit, pentru că eu însumi nu am aprofundat acest domeniu, mă simțeam oarecum depășit. Aveam informații, dar nu aprofundam exact în aceasta. De obicei, profesorii se ocupă de partea clasică a istoriei egiptene sau mesopotamiene. Mai mult, nemulțumirea lui Victor Ana în acea perioadă, clasa 5-a, 6-a și păsând legătura cu el în continuare, până în clasa 9-a, că nu se organizau olimpiade de istorie. El nu putea lua parte la olimpiade de istorie. În clasa 9-a, când i s-a iubit această oportunitate, știți ce a făcut. A luat locul 1 pe țară cu nota 10. Deci asta demonstrează pasiunea și valoarea acestui adolescent. Cartea pe care a scris-o este pentru mine o mare surpriză. N-am crezut că se va traduce această pasiune într-o carte și atât de repede. Ce mă surprinde foarte mult este că, știți, dacă Biblia începe cu Geneza, e bine, Victor s-a gândit să meargă direct la origini. El vrea să afle mai întâi cum au apărut marile civilizații ale umanității. Evident, n-a abordat toate civilizațiile primare, mame, cum s-ar spune, cea precolumbiană, de exemplu, sau acele extrem-orientale pe care le-a amintit în lucrarea sa, s-a focusat pe civilizația sumeriană sau sumero-egipteană. Ori s-a focusat pe o regiune istorică numită de clasicii cercetări în această materie, Semiluna Fertilă. Zona situată de-a lungul văilor fertile ale fluviilor Nil, Iordan, Oronte și mai departe, mergând de-a lungul Tigrului și Eufratului până la vărsarea lor în Golful Persic. În această zonă au imigrat la un moment dat din secetosul Belucistan niște asianici, cum spune Victor în cartea lui, și anume sumerienii, cum au fost botezați după aceea de către acadieni. S-au așezat într-o zonă mlăștinoasă, sălbatică, acolo între Tigru și Eufrat. Dar, luptând cu natura, au creat, au inventat ceva ce nu exista, și anume au creat unelte, au creat arme, au creat științe și au pus bazele primei civilizații. În fond, de la ei provin agricultura irigată, metalurgia, roata, folosită la rotolarului, după aceea la vehicule de transport, corăbiile, chiar primele monede fabricate din lut, arhitectura, impresionatele zigurate în 7 trepte, în 7 pentru că era o cifră magică, se consideră că zeii coboară pe pământ pe cele 7 trepte, cum sunt și zilele săptămânii. Matematica, calendarul pe care până azi îl folosim, bazat și sistemul acesta sexagesimal, pe care toată planeta îl folosește până în zilele noastre. Nu mai spun de zodiac, la care atâta lume visează să afle din timp ce îi rezervă viitor. Toate aceste lucruri extraordinare și doar câteva pe care le-am enunțat și le găsiți în lucrare, s-au difuzat după aceea încetul cu încetul în jurul sumerului, la populațiile barbare din regiune. Spune după principiul cercul concentrice, prin comerț, prin transferuri pașnice, obiecte și idei, au fost preluate de populații din Eurasia, adică până în Europa, așa ne explicăm de altfel cum au ajuns și tăblițele de la Tărtăria, unde? În mijlocul Transilvaniei. După cum, la aceste bunuri au jinduit acele populații barbare, dar războinice, bine înarmate și mai numeroase,
care au cucerit Sumerul pentru a beneficia de realizările acestui popor. Într-un mod primitiv, au vrut de fapt să acceadă la o viață, la o bună stare, la civilizație, la poate mai puțin cultură în momentul acela. Dar așa s-a întâmplat. Și paradoxul face că acești cuceritori sfârșesc prin a fi și ei cuceriți, prelung, practic, toate realizările sumeriene. Poporul sumerian a dispărut, dar limba lui a rămas, a devenit o lingua franca pentru că încă 2000 de ani, fiind folosită ca o limbă de comunicare în întreg Orientul. Spre comparație, limba latină a fost folosită ca limba franca puțin peste 1000 de ani, să spunem din secolul V mai pus în Imperiul Roman și până la epoca Renașterii, să spunem până în secolul XVII, când limba franceză devine limba franca, limba de comunicare internațională și iată, acum este limba engleză. Deci limba sumeriană a jucat acest rol de vehicul între popoare. Scrierea sumeriană a fost preluată de acadieni și asirieni, apoi de fenicieni, aceia au prelucrat scrierea cuneiformă, formând un prim alfabet fenician, format doar din consoane, apoi grecii au adăugat vocalele și romanii au botezat alfabetul modernizat, alfabetul latin, pe care, iată, aproape toată planeta îl folosește până în ziua noastră. Aș spune că întreaga umanitate datorează ceva sumerienilor. Dacă azi vorbim de un proces de globalizare pe care unii specialiști îl denumesc mai curând de americanizare, e bine, în antichitate a fost un proces de sumerizare. Sumerul, practic, a pus bazele civilizației, cel puțin în partea aceasta de lume, Orientul Mijlociu, Africa și Europa. Iată de ce meritul lui Victor este că a atacat frontal exact această temă majoră, comparând Sumerul cu Egiptul, care a primit impulsul inițial, dar a mers pe o parte originală ulterior. Nu putem spune că civilizația egipteană este identică cu cea sumeriană, în niciun caz. Este o civilizație originală. Este o carte deosebit de antrenantă, pasionantă, te face să deschizi atlasul și dicționarul. Vreau să-l felicit pe autor, pe Victor, vreau să felicit și familia care l-a sprijinit permanent, să felicit și editura Magic Print, care, iată, au făcut împreună un moment de magie, unde, iată, aici, la Biblioteca Costânzeană, aș spune. Când eram elev în clasa a noua, la liceul Grigore Moisil, pe vremea aceea cel numărul 1, l-am cunoscut pe directorul Muzeului de Istorie din Unești, profesorul Constantin Eminovici. Domnia sa mi-a dat spre lectură o carte scrisă de un arheolog german care publica sub pseudonim britanic, Ceram, de la ceramică, Zei, morminte, cărturari. O carte mai curând de popularizare, dar foarte interesantă, care, într-un fel, mi-a schimbat destinul. Aș spune, adică aș vrea, îmi doresc ca această lucrare lui Victor să schimbe destinul. Sau dacă nu, să înflăcăreze imaginația și să determin cititorii să caute mai departe, să citească și să învețe. Încă o dată felicitări, Victor, și un drum lung îți doresc. Prezența mea nu se datorează pasiunii pentru istorie, ci dragostei și respectului pentru tânărul meu prieten, Victor. Aș spune că prietenia acestui tânăr minunat a fost pentru mine un dar divin, acum când nu mai sunt la catedră. A fost o prietenie care a debutat foarte interesant. Mi-a cerut prietenia pe Facebook. M-am gândit că nu face parte dintre elevii mei și până
la urmă mi-a spus că mă știe de la bunicii lui și că ar vrea să ne cunoaștem și noi. Prima întâlnire m-a făcut să-mi dau seama că există o empatie deosebită între noi. În sensul că el îmi oferă tinerețe și încredere în forțe, iar la rândul meu încerc în discuțiile pe care le avem să-i ofer din experiența mea. Sunt fericită că am așa un prieten tânăr minunat care consider eu că este o notă discordantă pentru elevii din generațiile actuale, care nu citesc foarte mult, care nu sunt preocupați. Logica lui Victor, puterea lui de sintetizare, întrebările foarte bune pe care le pune, referitor la trecutul învățământului românesc și la multe fenomene care se produc, demonstrează că are un fler deosebit pentru istorie și sunt convinsă că va fi un mare istoric. Felicitări, Victor! Te îmbrățișez cu drag și îți doresc tot binele din lume! Dacă mai dorește cineva, dacă nu mai doriți să mă adresați cuvinte autorului, atunci sunteți invitați la o sesiune de autografe și apoi să serviți un pahar de suc, de ceai și să socializați. Vă mulțumim mult pentru că ați venit și felicitări încă o dată!